Acum am plăcerea asta de vorbă cu unul dintre crescătorii de bază ai Bucureștiului, un colombofil cu multă experiență, serios. Despre camere, oamenii și colegii de club și de grupare au numai cuvinte de laudă. Este vorba despre domnul Sevețeanu Constantin. Vă salut, domnul Costel. Bună. Membru în cadrul clubului? Antilopă. La Antilopă, nu? Ia spuneți, de ce nu vreau să stați de vorbă cu mine? Pentru că am înțeles de la colegii dumneavoastră că aveți rezultate dintre cele mai bune. Nu? Da. N-au fost întotdeauna de locul 1, nu bănuiesc, nu? N-a fost de locul 1 și... Dar vor fi, sau nu vor fi toate, sau n-au fost toate de locul 1, nu? Mai trebuie câteva rezultate ca să fim mai în permanență. Cum stați acum cu porumbei pentru etapa asta de maraton? La etapa asta nu, bani. Nu angajați? Nu. De ce n-ați adus? Nu sunt pregătiți. Ați simțit noastră că nu-ți refăcut suficient? Da. Nici nu am mulți, dar abia acum mi-am luat. Anul trecut am luat de la Sandu, cu 15 lechi. De la Sandu Cazacu vă referiți, da, nu? Da. Păi toți porumbei numai de la el. Da, am văzut că are o matcă de fond maraton impresionantă. Are, și viteză și orice. Impresionantă. Are. Da, acum vorbim doar de fond maraton pentru că e etapă de maraton, dar ce v-ați luat de la el ca și origine? Tot. Tot? Tot. Am văzut că are numai fine poți din câștigători de... La de până la... Barcelona de... La mine se mișcă frumos unii de gestone de la el. De gestone? Da. Deci v-a dat cu dragă inimă așa să zic. Unul direct și... Merge bine? Da. Și el a mers bine. S-a pierdut la un moment dat, a venit fără degete. Hai, fetele lui au... Două au fost la fond în excursie pe București. Super. V-ați zburat puțin porumbei? Câți aveți? Maxim 40-45. La văduvie, la natural? Văduvie. Văduvie, nu? Văduvie. Și cu ce zburați mai bine? Cu masculii sau cu femeile? Femeile. Prin femeile, nu? Da. Cu ele merge și la echipă când e? Echipa nu prea o fac. De ce? Nu nimeriți sau cum? Nu prea, sunt la muncă mai mereu. Și mi-i bag altcineva. Și bag la... Nu se fac să fac echipă. Dar da, prinde, echipa o prinde mereu. Și e bine. Ați văzut ce înseamnă dacă e valoarea păsărilor? Da, anul ăsta a venit foarte bine. Doar două zboruri am clasat, 30%, în rest 60-70%. Păi vedeți că am dreptate când vă spun că aveți rezultate bune? S-au strâns bine porumbei. Da. Să-i cunosc. V-ați făcut perechile dumneavoastră sau v-ați mai sfătuit cu el, cu Sandu? Nu, perechile nu, le fac. A, dumneavoastră le faceți, nu? Și după ce criterii mergeți? Și compensații fizice sau doar pedigree? Mai mult după fizic. După fizic, nu? Da. Pedigree mai puțin. Da. Am o înțelegere cu el care nu merge de la afară. Degeaba ți-l am drept. Da, așa e, corect, da, pentru că nu se dovedesc o bun, da, bun reproducător, indiferent de origine. O perechea cu două, trei femei sau cu invers, cu doi masculi, n-au, că n-am mers, ce să așteptăm când... Și așa avem mulți. Cu pui cum stați la momentul ăsta? Eu cu pui am o mare problemă. De ce? Am câteva vile foarte înalte lângă mine. A, și cu aterizările, nu? Am ieșit în jos și se duc acolo. Și toți puii care se duc acolo, cu vine acasă să-i tăiat. Da, pentru că învață și pe alții după ei, nu? Învață, da. Da, e greu. Anul trecut am pierdut din cauza la o porumbiță care venea bine, avea în țară un punct. 6 puncte la un fund, 2 puncte. Și după aia s-a învățat pe vila lui ăla. Și cam departe că n-ajung nici cu praște. Și după aceea s-au ajuns încă 4 porumbițe după ei. Da, e greu până să duc o dată, de două ori, că după aia... Da. Și s-au dus 4, nu mai vreau să antreneze, nici 10 minute. Se duceau de plăcere acolo. A trebuit să le retrag. Și acum am zis toți pui care se duc afară. Știți care e soluția? Trebuie să faceți dumneavoastră o vilă cu 4 etaje. Ar trebui, da. Ca să fie mai înalt decât... Nu, se învață, se învață. Da, anul ăsta din prima serie de 22 de pui au rămas decât 3. Restul le-a luat idele, le-a pus la alții. Serios? De ce tot așa? S-au mers acolo? Am luat 40 de inele și... Cred că am 36. Nu mă sun, băi. De pierdut, da, nu am pierdut. Dar l-am luat, l-am băgat la alții. Le iau, le bag la alții. Și de acum nu mai scoate, acum ce se pierde, care face, le se duce acolo, putem și... 10 dacă e la anul, măcar să zboare pe sus. Da, așa e. Dacă nu se antrenează, nu vine. Pasiunea asta colombofil o moșteniți de la cineva din familie? Nu. Nu? Nu, de copil. La clasa 7. De atunci aveți porumbei? Ați crescut? Da. Atunci asta numai pe lângă primul care a fost primul crescător la care m-am dus, a fost campion național, Pena Gheorghe. Da. În 81 a ieșit campion național și eu în 80 m-am prietenit cu ei. Și de atunci numai pe lângă ea. Eram copil, eu nu plăteam, era altfel. Le-ai spun la băieții ăștia. Atunci era altfel. Eu n-am plătit vreo 5 ani. Zburam porumbei și nu plăteam. Nu, nu luau bani. Dar da, băgam porumbei. Trebuie încurajat tinerii, așa. Acum, dacă n-a plătit porumbel mare, că legeți, faceți. Așa e.
Și asta numai pe lângă. Acum stau pe lângă Sandu. Dar n-ai mai fost? Aveți un profesor bun, să știți, în persoana lui Sandu. Am fost prieten bun. Gata, și un om deosebit, ca și om, așa e. Foarte serios și... Au mai fost rezultate. Când am... Prin 98 am avut iarăși în expoziție locul 1 cu Curești, locul 8, parcă 18... general, pe... Da. Am fost. Ați văzut că sunt, dacă începeți să le căutați? Sunt, am de cel mai multe. De locuri fac. Știu. Unde, în ce cartier locuiți? În Pantelimon. Trebuie să treci pe la noastră odată. Filmăm porumbei, mai la toamnă așa, nu? După ce se încheie sezonul. Mai la toamnă. Să filmăm campionii, da? Să fac altă voliere. Voliere la Ivan de vreo 25 de ani. Da, nu vin porumbei, nu vin la hotel de cinstele. Față de altfel, bine, dacă o comparați cu al lui Sandu, într-adevăr că e o diferență mare, nu? Nu se pune pe al lui Sandu. Dar trebuie și îmbunătățită, că nu e. Da. Dar e practică, e bună. Da, la porumbei știți că nu vin la hotel de cinstele niciodată. Nu, și vin, voliera e bună. Dacă ei se simt bine în ea, asta contează cel mai mult. Asta e cel mai bine. Vă mulțumesc și mă bucur că asta de vorba, domn Costel. Vă doresc mult succes în cantinare. Cu stima și s-auzim de bine. Ne auzim la Flandre, da? Acolo suntem. Cu stima, numai bine. Numai bine.